Cunoaștem Carasul Auriu din povestea fraților Grimm, intitulată Peștișorul de Aur. Dar și după faimosul mit, cum că acest pește ar avea memoria de 3 secunde, precum alți pești. Dar oare este adevărat? În început îți voi răspunde la întrebare, iar după îți voi prezenta cum poți să îngrijești Carasul Auriu chiar la tine acasă. Cercetătorii biologi nu s-au mulțumit cu poveștile despre capacitatea celebră a peștilor și au vrut să se convingă că, într-adevăr, memoria de 3 secunde este o realitate. Rezultatele surprinzătoare ale studiului au arătat că peștii au propriile lor secrete. Experimentul presupune asocierea unui anumit sunet cu activitatea de hrănire a peștilor, astfel încât aceștia să facă o asociere între cele două. În momentul în care auzeau sunetul, peștii se adunau pentru a-și lua porția de hrană. Ulterior, aceștia au fost eliberați în mediul lor natural timp de 5 luni. La sfârșitul acestei perioade au fost expuși la același sunet și, spre surprinderea biologilor, peștii s-au adunat pentru a-și primi masa. Creaturile despre care se credea că au o memorie de 3 secunde au demonstrat în cadrul unui studiu că își pot aminti anumite obiceiuri chiar și după 5 luni. Iar acum că am dărâmat mitul memoriei de 3 secunde, să-ți prezint cum poți avea grijă de peștișorul de aur chiar la tine acasă. Totuși, dacă ai nelămuriri cu privire la îngrijirea acestui pește, îmi poți adresa întrebările în secțiunea de comentarii. Carasul auriu, cunoscut și sub denumirea de peștișorul de aur, este unul dintre cei mai populari pești de acvariu. Acesta nu necesită îngrijiri speciale sau condiții stricte de mediu, ceea ce îl face accesibil pentru începătorii în ale acvaristicii. Se înțelege bine cu alte specii sau cu semenii lui, însă poate trăi și singur. Pentru cei care vor să cumpere un peștișor de aur dintr-un magazin de animale, trebuie să încerce să nu cadă tentației de a cumpăra carașii cei mai mari din pet shop, pentru că ei sunt deja bătrâni și nu se știe precis câte zile, luni sau ani mai au de trăit. Sunt foarte scumpi, iar peștii bătrâni se acomodează mai greu în acvarii noi, iar stresul provocat le poate fi fatal. Începătorii tind să dea multă hrană peștilor noi, astfel că cei maturi nu o vor mânca pe toată și acvariul se va murdări mult mai repede. Iar pe lângă toate acestea, nu va avea plăcerea de a-și vedea peștele crescând. După ce ai ales peștișorul perfect pentru tine, trebuie să-i amenajezi un acvariu care să coincidă cu habitatul lui natural. Nu folosi corpuri ascuțite în care carașii se pot accidenta. Principalele decoruri sunt pietrele și plantele, fie ele artificiale sau nu. Dacă alegeți plante naturale, trebuie să aveți în vedere că acestor pești le place să consume plantele. Printre plantele care pot avea o viață lungă și liniștită alături de carași aurii, se numără. Micropsorum teropus este o plantă foarte rezistentă, iar gustul ei nu este preferatul carașilor, chiar dacă uneori le rup frunzele fără a le mânca. Valisneria gigantea este una dintre cele mai rezistente plante pentru acvariu cu carași, iar numele ei reflectă realitatea. Putem folosi și variante mai mici care fac față carașilor. Sfaturi pentru plantele din acvariu cu caraș aurii. E bine să plantăm când setăm acvariul, pentru ca plantele, pe perioada ciclării, să prindă rădăcini puternice. Dacă plantăm după ce avem pești, riscăm ca aceștia să dezgroape orice plantă. Trebuie să ancorăm bine plantele, să folosim clame speciale pentru rădăcini sau bucăți de burete cu plumb. Cele mai multe plante potrivite carașilor nu necesită fertilizare, CO2 sau iluminare puternică, însă este o idee bună să fertilizăm la rădăcină. Instrumentele necesare pentru acvariu se găsesc în orice pet shop. Vei avea nevoie de un termometru, un substrat, un furtun pentru schimbat apa și filtru pentru apă sau pompă de oxigen. Acestea sunt cele mai importante. Dacă am trecut peste niște echipamente necesare, vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Acum voi trece la apă. Apa nu trebuie să conțină clor. Poți folosi un declorizator din magazinul de animale sau poți lăsa apa câteva zile într-un recipient. Un filtru te va ajuta să elimini impuritățile din apă. În acest caz, nu va trebui să schimbi săptămânal jumătate din cantitatea de apă din acvariu. Dacă vrei să o înlocuiești pe toată, asigură-te că ai la îndemână un alt recipient în care muți peștele. Carașii aurii se simt confortabil într-un acvariu cu temperatura de 20-22 grade Celsius. Este recomandat să hrănești peștișorul atât cât poate să mănânce în 2 sau 5 minute, deoarece mâncarea rămasă nu va face decât să polueze apa din acvariu. Dacă nu e sigur de cantitate, începe puțin câte puțin, crescând treptat porția dacă mai este nevoie. Hrana trebuie să fie diversificată. Eu hrănesc peștișorul meu cu următoarele produse: Tropical granule,
Tetramin fulgi și Padovan Daphnia. Hrăniți corect, cara și aurii se vor bucura de o viață lungă și activă. Pot spune că peștișorul meu vine la geamul acvariului de fiecare dată când mă vede. Peștișorul meu este un caras auriu mascul pe care l-am cumpărat dintr-un magazin de animale. În încheiere, cu o îngrijire corespunzătoare, peștișorul de aur poate trăi o viață liniștită în casa ta. Dacă tu ai un acvariu cu pești, îmi poți scrie în secțiunea de comentarii. Noi ne revedem, ca de obicei, data viitoare!